Ești în mijlocul unui tratament ortodontic și ai sesizat cât se mișcă ușor dinții? Nu te speria, e normal. Ceea ce se întâmplă în timpul tratamentului ortodontic este că, prin intermediul aparatelor, medicii aplică niște forțe asupra dinților noștri. Și modul în care reacționează osul și dinții la aceste forțe este să se realizeze o topire a osului în direcția în care se mișcă dintele și, în același timp, în spatele lui se depune os nou. Acest veșnic echilibru între apoziție și rezorpție de os îi dă dintelui o oarecare instabilitate, care până la un anumit nivel este normal. Nu trebuie să ne speriem, însă este bine să atenționăm ortodontul cu ocazia controalelor de fiecare aspect care ni se pare alarmant. Astfel, doar medicul specialist poate să diagnosticheze simptomul pe care tu l-acuzi și să-ți spună dacă este normal sau nu. Tu ce temeri ai legate de tratamentul ortodontic? Lasă-mi răspunsurile în comentarii.